De curând finalizată, realizarea rețelei de alimentare cu apă la Sânmihaiu Român se află în acest moment în etapa spălării și clorinării conductelor, urmând ca la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, să se facă recepția lucrării, pentru ca ulterior locuitorii Sânmihaiului German să se poată racorda individual la această rețea. Prin acest proiect s-a realizat prelungirea rețelei de distribuție a localității Sânmihaiu Român cu aproximativ 3,5 km și înființarea unei rețele noi de distribuție a apei în localitatea Sânmihaiu German, în lungime de aproape 4 km. Comuna Sânmihaiu Român este beneficiar și finanțator al acestui proiect, care a fost realizat din fonduri de la bugetul local, fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, a cărui valoare totală de 180 de milioane de euro cumulează 135,6 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 20,7 milioane de euro de la bugetul de stat, 3,2 milioane de la bugetul local și 20,5 milioane de euro cofinanțare Aquatim.